Procurorii DIICOT au efectuat 61 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Botoșani, Dol și Constanța într-un dosar de obținere ilegală a permiselor de conducere. Practic, cei fără permis puneau la dispoziția membrilor grupării datele personale, o fotografie și un specimen de semnătură care erau transmise în străinătate pentru întocmirea permiselor. Ulterior, documentele întocmite fraudulos erau expediate în România, iar beneficiarii care intrau în posesia acestora se prezentau la serviciile de profil pentru preschimbarea permiselor de conducere străine cu permise românești. Suma totală achitată de un beneficiar al unui astfel de permis se ridică la aproximativ 3.000 de euro. Până în prezent au fost identificați peste 50 de români care fie au obținut permise românești, fie au depus documente la autoritățile competente pentru preschimbarea permiselor prin acest mod ilicit. O parte dintre aceștia au fost deja semnalați cu încălcări ale circulației rutiere.